În discursul său despre Europa, liderul de la Londra a spus că vrea renegocierea relației Marii Britanii cu Uniunea Europeană, înainte de a chema oamenii la referendum. Britanicii vor avea de făcut o alegere foarte simplă, fie că vor accepta rezultatul negocierilor, fie vor cere retragerea din Uniune. Va fi un referendum pe o problemă clară, înăuntru sau afară, și va avea loc în prima jumătate a legislaturii care va începe în 2015. Cameron a adăugat că încearcă să obțină o nouă relație cu Bruselul, iar dacă acest lucru se va concretiza, va face campanie din tot sufletul pentru rămânerea Marii Britanii în Uniune. Premierul a adus în discuție și perspectiva eșecului întregii construcții europene. Cameron a insistat că nu dorește ca Marea Britanie să părăsească Uniunea, ci vrea ca aceasta să fie un succes. Pericolul este ca Europa să eșueze și poporul britanic să se orienteze spre ieșire. Nu sunt un adept al izolării britanice, dar vreau ceva mai bun pentru Marea Britanie. Discursul premierului britanic nu a rămas fără ecou. Prima reacție a venit din partea Franței, care a avertizat că oficialii de la Londra ar putea încerca să-și recâștige anumite competențe transferate la Bruxelles. Nu putem face o Europa ca la carte, să ne imaginăm că Europa este un club de fotbal în care intri, dar odată ce te afli în interior, nu poți spune, haideți să jucăm rugby. Analiștii susțin că discursul lui David Cameron a venit la presiunea criticilor săi din partid, care de-a lungul timpului i-au cerut să adopte o poziție mai fermă în relația cu autoritățile europene.